Impresionante aceste mărturii și mulțumesc atât domnului președinte Octav Joza, cât și domnului Marius Oprea pentru aceste lucruri deosebite pe care le-au spus, atât despre cei doi dispăruți, decretați, cât și despre rezistența, fenomenul acesta rezistenței strict în zona Brașovului și a munților înconjurători. Și așa cum spuneam, nu în ultimul rând, îl vom asculta acum pe domnul doctor Horia Salcă, care este legat și poate mai mult decât ceilalți doi afectiv de amintirea tatălui său și deci de această carte. Vreau să vă mulțumesc că îmi dați ocazia să fiu alături de dumneavoastră în această seară și să aducem câteva lucruri în memoria recentă despre ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul războiului. Mai cu seamă în munții din jurul Brașovului, dar pentru că suntem în casa, să zicem, chiar dacă nu este propriul sediu, în casa Fundației Gavrilo Ungureanu, mi-aș îngădui să încep cu o afirmație pe care o știu de la Gavrilo Ungureanu. Munții României au fost întotdeauna în aceleași locuri în care se află și astăzi. Dar numai o parte din oamenii acestei țări au luat armele în mâini și s-au dus în munți ca să apere onoarea și demnitatea neamului românesc. Domnul Octav Josa a povestit despre mine că la începutul anului 90, când s-a constituit la Brașov Asociația Foștilor Vițiuți Politici, eram un fel de copil al asociației. Eram un tânăr student spre final de facultate, deci cumva trecusem de părțile cele mai exigente ale studiilor universitare. Cochetam cu gazetăria și făceam o revistă studențească alături de alți colegi. Mergeam la întâlniri, eram pasionat de politică, credeam că voi fi în stare prin ceea ce pot scrie, prin ceea ce pot milita, prin ceea ce pot mărturisi, să schimbăm lucrurile din această țară în bine. Și cel mai apropiat de sufletul meu era să mă aflu printre persoanele acelea în vârstă, care de fapt nu erau niște persoane străine. Cei mai mulți dintre membrii de la AFDP Brașov erau oaspeții casei noastre, încă înainte să fi scăpat de regimul comunist sau să ne facem ideea că am scăpat de regimul comunist. Veneau, erau colegii de tovarăși de pușcărie ai tatălui meu, de fel de fel de activități din acestea care le-au adus și sancțiunile pe care le-au avut și în munți, și în clandestinitate, și în alte locuri. Și era firesc să mă găsesc acolo, să mă simt acolo, ca la mine în familie. Era aceeași atmosferă, erau aceleași gânduri, de multe ori erau și aceiași oameni, așa cum am spus. A fost o neșansă a vieții mele să nu-mi cunosc bunicii. Amândoi au decedat cu multă vreme înainte că eu să mă nasc. Foarte mulți oameni dintre aceștia care ne călcau pragul, și trebuie să vă spun că printre deținuții politici din Brașov, tata era un tinerel. Deși la anul, în 2022, va fi centenarul nașterii sale. Dar față de ceilalți erau împuști, față de domnul Baicu, care era cu 25-30 de ani mai vârstnic, față de mulți dintre ei, era unul dintre cei tineri. Și am avut ocazia să-i văd acasă, să-i văd în casele lor, să-i cunosc îndeaproape și să mă identific sentimental, odată cu unul, odată cu altul, să aflu de la unul o poveste, de la altul altă poveste, pe care, în mod normal, copiii le află de la proprii bunici. Apoi, într-o perioadă când Marius Oprea începea să devină extrem de iscoditor pe tema aceasta a fostei securități, a detenției politice, a largii închisori care a fost România în anii pe care i-am prins și eu,
mi-amintesc cum stăteam seara în jurul mesei cu tata, cu Oprea, cu Denis Deletant, câteodată cu Dicu Dumitrescu, câteodată cu câte încă un veteran al închisorilor și depănam niște povești fascinante. Niște povești nu doar pline de tristețe și de... Și de umor. Exact. Pline mai cu seamă de umor. Despre întâmplări hazlii din închisoare. Dacă nu vă deranjează în atmosfera asta, ca să depășesc eu o stare de emoție sentimentală, un coleg de celulă de-al tatălui meu la Aiud avea niște migrene cumplite. Și se plângea neîntrerupt de durerile de cap. Și într-o zi tatăl i-a oferit o pastilă. Uite, ia o pastilă și vezi că o să-ți treacă. Am o pastilă și zice, nemaipomenit. Mi-a trecut. A doua zi, dă-mi, te rog, o pastilă. I-a zis că i-a dat o pastilă. Și într-o zi, după un interval, îți zice, și ar fi bine să-ți mai faci și singur. Păi cum să faci singur? Păi din colțul ăla de pâine pe care îl privim în fiecare zi, iau o mică fărâmă, o frământ între degete, o dau pe perete să se albească de la var și ți-o dau ție ca pastilă. Și... Aoleu, nu se poate. Ți-ai bătut joc de mine atâta timp. Ești un nemernic. Ți-a trecut durerea de fiecare dată? Da. Atunci înseamnă că pastilele mele au fost foarte bune. Fă-ți și tu singur pastile și o să văd. Povești de genul acesta și din vari închisori, cu vari personalități pe care cu toții le cunoașteți mai bine poate decât mine, s-au întâmplat neîntrerupt. Dar s-a întâmplat un lucru frumos la canal. Legionarii care au puțin mai în vârstă decât tatăl meu, puțin însemnând 20-30 de ani, erau închiși în sârme, erau într-o zonă din asta de recluziune și cu hrană foarte puțin. Și câțiva tineri, printre care s-a întâmplat să fie și tatăl meu, din bucata mică de pâine pe care o aveau, din puținul pe care îl primeau, încercau să rupă și să le facă viața mai frumoasă. Profesorului Bordeanu de la Liceul Șaguna din Brașov, domnului Petre Baicu. La asociație, domnul Baicu era decan de vârstă, era cel mai vârstnic dintre cei care participau la activități. Acum nu știu dacă mai exista cineva mai în vârstă, dar dintre cei activi era cu siguranță cel mai vârstnic. Dar am avut, dânsul a făcut 19 ani și jumătate de închisoare. Dar am avut ocazia și cred că și Marius Oprea și amintește foarte bine, să-l vizitez pe domnul Ion Agapie, din Bivolari, de, lângă Dorohoi, care făcuse 22 de ani și jumătate de închisoare. Era cam de aceeași vârstă cu domnul Baicu, dar într-o stare de sănătate ceva mai delicată și s-a și prăpădit imediat după 90. După 93, 94. Tata spunea despre cei mai mulți dintre prietenii lui, dintre tovarășii de pușcărie, că erau frații mai mari. Și acum, dacă mi-aduc aminte bine, cam așa era relația cu domnul Baicu, ca de la un frate mai tânăr la un frate mai în vârstă. Paradoxul face, domnul Baicu avea un frate tot deținut politic, Nelu Baicu, un talentat sculptor, care era chiar mai tânăr decât tata. Apucase și el să intre în vâltoarea asta. Atunci, de multe ori, mergeau cu familia, cu neamurile în asemenea aventuri. Nu plecau chiar singuri. Își luau prietenii și își luau pe cei dragi și să gândeau ce se mai poate face. În mod categoric, grosul oamenilor care au participat în rezistență și în mod special la Brașov, au fost legionari. Dar relatează tatăl meu în această carte că s-au găsit și unii fără apartenență politică. S-au găsit și câțiva țărăniști și câțiva liberali.
Și îmi povestește, și relatează în carte că înainte de a porni la drum să ia această cale a pădurii, s-a dus în vizită cu încă câțiva tineri colegi la senatorul liberal Valer Roman din Brașov și la președintele PNC Brașov, avocatul Aron Suciu, al cărui fiu, dr. Silviu Suciu, era de asemenea unul dintre veteranii asociației de la Brașov, filialei Brașov a FDP. Și s-au dus și bătrânul avocat Suciu, în naivitatea pe care o avea, zis: bă, băieți, eu sunt prea în vârstă ca să mai pot face ceva. Nu mă mai țin puterile. Dar zice, dacă vă ajută, eu am un pistol și pot să vi-l dau. A deschis un birou și a scos un pistol și l-a dat tatălui meu. Chiar povestește episodul în carte că atunci când s-a dus prima dată, s-a dus unul și ceilalți au pândit să vadă, mai iese înțelegerea cu comuniștii de roade. Când ăla a ieșit, când au văzut că a mai încercat unul și apoi rând pe rând și-au făcut oamenii curaj și s-au dus și roade. Și i-a zis unul la securitate, zice, eu nu te întreb nimic, așa am primit dispoziții să nu te întreb. Dar dacă vrei să-mi declar ceva, declară-mi. În schimb, zice, dacă ai arme, te rog să le... Și tata zis, n-am nicio armă. Și după aceea s-a gândit, aoleu, am uitat de pistolul de la avocatul Suciu. În perioada de după ianuarie 41, ministrul comunicațiilor în guvernarea legionară, Ion Protopopescu, cu soția, s-a refugiat la Săcele, lângă Brașov, și a locuit în clandestinitate la o casă care aparținea familiei Pap, Andraș Pap. Și erau niște unguri extrem de cunsecate, la care a stat și tatăl meu clandestin. Au stat și alții alături, unul dintre ei mort în închisoare în 1951, Angel Matache, un om simplu, dar extrem de drept, un model, mi-a spus tata, pentru tot restul vieții. Și au stat acolo. Profesorul universitar Protopopescu, când Ion Protopopescu, când a venit, a adus cu el arhiva pe care o mai avea, nu atât de la Mișcarea Legionară, cât de la ministerul unde fusese titular. Și această arhivă, Angel Matache și tata au zidit-o în podul casei familiei Pap, în dosul unui horn, gândindu-se că dacă lucrurile se vor schimba, dacă vor veni americanii sau dacă pur și simplu vom fi în măsură să noi românii să dăm jos regimul comunist, vor găsi acolo lucruri și informații prețioase care vor susține cercetarea istorică. În anii 80 s-au făcut niște reparații la casă, iar ginerele familiei Pap, când a desfăcut acoperișul, a dat peste această arhivă. Cum Angel Matache murise încă din 1951, domnule, știu că a locuit aici în familie, probabil că el a zidit-o. Aș fi foarte curios unde este astăzi acea arhivă, dar asta este o cu tot altă discuție. Sigur că epurările au început în toate uzinele odată cu venirea la putere a regimului dr. Petru Groza. Și unul dintre cei epurați a fost chiar tatăl meu, care a primit un act de epurare din uzina Dumitru Voinea pe considerentul că înființase un sindicat galben care încerca să oprească ascensiunea câtorva elemente să zic, zgomotoase din uzină, câțiva comuniști grupați în jurul unui basarabean, care probabil că adusese acel virus cu el de pe unde a venit. După puțină vreme a ajuns liderul tineretului
al tineretului din aceste sindicate galbene la nivelul Brașovului. Cu zilea Dumitru Voinea își convertise aproape integral producția pentru război în timpul după 1940, așa că era la îndemână să se găsească niște țepi de tun, niște branduri, niște dotări de armament, niște fumigene, niște gloanțe, niște grenade care să poată lua calea munților. S-a stabilit o rețea de contact care avea contacte permanente prin casa unei domnișoare în Brașov, pe strada de mijloc, colț cu strada Bisericii Române, venea principesa Ileana și îi se duceau mesaje, era ținută în permanent la curent de ceea ce se întâmplă, de gândurile oamenilor, de sentimentele lor, de micile lor încercări de a menține vie această flacără a demnității noastre acționale. Bineînțeles că lucrurile s-au schimbat în timp. Demersul comuniștilor nu a fost, nici nu putea să fie unul dublat de onestitate și de gânduri bune. Și în 1948 au venit marile arestări. Și mai toți cei pomeniți în carte, care nu au căzut victime securității, nu au fost asasinați mișelește, cum este cazul lui Teodor Dinescu, împușcat pe stradă în Brașov. Au intrat în pușcării. Unii au murit acolo, unii au reușit să iasă după îndelungi amânări, să viseze la o viață normală, dar noul val care a urmat evenimentelor din 1956 din Ungaria a adus după sine din nou arestări, din nou condamnări, din nou suferință. Dacă a pomenit Marius aici, sora mea, într-adevăr, s-a născut în această vacanță dintre pușcării, în 1955, iar eu m-am născut în 1967, după ce tata a reușit să scape de pușcării și nu numai să scape, ci scăpând cu printre ultimii de la Iud, scos pe brațe, pentru că era incapabil să meargă, era închilozat după timpul petrecut la Zarcă și din niște boli pe care le-a contractat acolo. După ce a reușit să revină la o viață în aparențe normală, a fost și rândul meu să vin să fiu chemat pe această lume. Mi-amintesc și l-am regăsit în carte pe domnul Gheorghe Gheorghiu, de asemenea membru al asociației în Brașov, unul dintre cei care făcea legătura cu oamenii din munții Postăvaru, care a fost condamnat prima dată pentru că a dat 100 de lei. Cineva l-a solicitat așa, pentru cei din munți. Vrem să cumpărăm ceva alimente și ceva efecte personale. A zis, pot și eu să dau 100 de lei. Asta pentru, în ochii regimului, era ajutor legionar și era firesc să fie căutat. L-au luat de la uzina Astra, unde lucra. Un om hâtru râdea cu o poftă de la aproape 90 de ani când povestea această întâmplare. A venit, l-au luat de la uzina, au percheziționat în atelier dulapul de scule, dulapul de la vestiar cu hainele și au venit acasă. Șoferul a rămas în buic, un buic confiscat, care era acum al securității, și doi ofițeri au urcat cu el să-i percheziționeze apartament. Blocul avea două ieșiri, prin față, prin spate. Și omul a descuiat ușa și foarte politicos a împins ușa și a invitat pe securiște. Poftiți, vă rog. Securiștii au intrat, a tras ușa, a învârtit cheia, l-au mai găsit după 2 ani, pe la Oradea. Și povestea lucrul ăsta e cum erau securiștii noștri de bine pregătiți și de... Zice Marius aici că tata ar fi fost un mic cerber la un moment dat să nu cumva în asociația de la Brașov să se infiltreze niște neaveniți, niște oameni care n-ar fi bine meritat
să intre, să facă parte. Păi pot să vă spun că toți directorii care în 1987, când a fost revolta muncitorească la Brașov, erau directori numiți de Partidul Comunist în funcții la Steagul Roșu, ulterior Romanesa, toți au venit cu dosare să ceară, domnule, am auzit că e un decret de 18 să ni se calculeze nouă merite pentru că am fost persecutați politic. Când a fost? În 1987, în noiembrie, ne-au schimbat din funcții. Păi, dumneavoastră, cine sunteți? Păi, eu sunt Angel, eram director tehnic și păi, m-au mutat director general la Sinaia, la fabrica de carburatoare, la IMF în Sinaia. Vi se pare că este... Păi, a schimbat. De la Steagul, din Brașov la Sinaia, a fost o persecuție. Altul era șef de post, de miliție uzinală. Și a fost numit șef al miliției, nu știu, într-un județ din Oltenia. Păi, domnule, eu mă simt... Domnule, dar te-ai avansat în funcție, ai urcat. Domnule, eu mă socotesc. Pe ăștia, într-adevăr, tata i-a împiedicat să intre în asociație și să arunce o lumină proastă. După cum pe unul dintre ciomăgarii, dacă îmi acceptați acest cuvânt, din anii 40, la jumătatea anilor 40, care efectiv cu ranga a lovit și a maltratat oameni, Arpad Gomboș, l-am piedicat. Și el a venit la asociație și a zis, domnule, am fost persecutat sub comuniști, am avut foarte mult de suferit, cum aș putea afla? Povești și exemple din astea, cred că domnul Joza vă poate da nenumărate, pentru că unora dintre oameni le lipsește nu doar simțul măsurii, ci normalitatea, dacă vreți. Nu mai realizează de ce parte au fost și unde s-au situat. În 2001 a murit tatăl meu și pentru că am fost extrem de atașat, am simțit nevoia cumva să mă detașez de acest și cea mai bună formă pe care am găsit-o a fost să pun pe hârtie câteva amintiri despre el, despre viața lui, despre ceea ce am trăit împreună. Bineînțeles că orientarea lor ca politică, dacă vreți, morală, istorică, era una de genul celei care ne pune la oaltă astăzi a acestei cărți. Și în anul 2002, când s-a împlinit un an de când s-a prăpădit, am publicat o carte micuță cu titlul Cum mi-l amintesc pe tata. Și am venit aici cu două documente. Concluzia este aceeași a amândurora. În anul 2011 sau 2010 apăruse o lege care se numea lege, avea numărul de 211, dacă nu mă înșel, 221 din 2009. Și zic, o să mă îmbogățesc din chestia asta, dar dacă se dau niște bani și dacă s-a considerat de Parlamentul României că oamenii sunt îndreptățiți la așa ceva, fac și o acțiune și fac și eu ca domnul Dobrescu, o fundație, pot să-i zic Fundația Alexandru Salcă și să cultiv memoria, în primul rând a tătânălui meu, apoi să vorbesc și să pun mărturie, să-i ajut pe alții să publice și să pună mărturii despre ceea ce s-a întâmplat în acele vremuri. Se judecă, și ăsta este epilogul cărții, la un interval de timp și epilogul, dacă vreți, al vieții și activității tatălui meu. Aceste, conform prevederilor cutare, constituie măsuri administrative cu caracter politic, orice măsură luată de organele fostei miliții sau securități, având ca obiect dislocarea și stabilirea de domiciliu obligatoriu, internare în unități și colonii de muncă. Stabilirea de loc de muncă obligatoriu dacă au fost întemeiate pe unul din actele normative expres indicate din lege. Iar pentru alte măsuri se poate solicita refugierea în munți. Nu a fost o măsură luată de organele fostei miliții sau securități,
ci opțiune a antecesorului reclamanților pentru a continua lupta contra orânduirii. Această decizie din 21 aprilie 2011 a pronunțat-o și Tribunalul Brașov și a întărit-o când am exercitat o cale de apel, Curtea de Apel Brașov. De aceea foarte greu vine să mă minunez când în fiecare zi aflu câte o nouă veste, că inginerul Ursu este de vină. Ce a căutat el în celulă cu milițienii și cu infractorie? Vina lui. S-a aflat într-un moment nepotrivit și așa că trebuia să moară sau să fie omorât. Experimentul Pitești e o ficțiune. Niște criminali care ar fi, oriunde ar fi fost puși, ar fi ajuns la aceeași formă de a se schingui și răfui între ei și a-și regla conturile, independent de existența unui stat comunist sau de intenția acestuia de a-i lichida. Cu toții, cred că aveți legătură, dacă nu de familie, deși sunt convins că cei mai mulți sunteți legați și prin familii de astfel de evenimente, dar sunteți preocupați, sunteți astăzi aici și asta e dovada că vă interesează, vă preocupă. La fiecare pas nu puteți afla și nu aflați lucruri frumoase despre ce se întâmplă în societatea noastră și despre modul cum oamenii care au înțeles să facă cât pot ei, să ducă chiar și o bucată de pâine, să dea 100 de lei din salariu pentru a se cumpăra o izmană unui luptător în munți, au făcut ceva. Iar astăzi există o preocupare pentru a arăta că albul e negru și că lucrurile n-au stat deloc așa cum ne imaginăm. Ceea ce vreau să vă spun în încheiere este o idee personală, că apariția unor cărți noi, reeditarea unora care poate s-au epuizat și n-au ajuns la câți oameni era necesar să ajungă. Orice demers din acesta de a face cunoscut, de a spune, de a ține o conferință, de a publica un articol, o informație, de a te întâlni și a discuta, este un gest concret. Poate că e mărunt, poate că ne este greu să-i realizăm în fiecare secundă important, dar este un pas pentru o istoriografie a ceea ce a fost în această țară începând cu sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și dacă se reușește într-o bună zi ca această istoriografie să fie una completă, cât mai rotundă și cât mai acoperitoare pentru evenimente, pentru oameni, pentru persoane, pentru fapte și întâmplări, atunci cred că spiritul acesta pe care îl simt în această sală o să ne împingă, fără să ne batem noi prea mult capul, către o istoriologie și întrezesc chiar să visez pentru o istoriognozie acestor cumplite vremuri trăite de România sub comunism. Vă mulțumesc!